O ploaie torențială a făcut ravagii în orașul Tulcea. A fost haos în centrul orașului, care a fost paralizat complet de ape. Mai multe mașini au fost avariate după ce au fost pur și simplu luate pe sus de șuvoaie. Orașul Tulcea este în subavertizare cod galben de inundații, care expiră la miezul nopții. Scene incredibile în centrul orașului Tulcea. Mai multe autoturisme au fost avariate după ce au fost luate de șuvoaie. O mașină a fost plimbată sute de metri de ape, iar mai apoi s-a oprit într-o clădire. În cele din urmă, mașina a fost luată de curent și atrasă într-un vârtej care s-a format în jurul unui canal. Sistemul de canalizare al orașului nu a făcut față cantităților mari de apă acumulate după o ploaie torențială care a durat mai puțin de o oră. Apa țâșnea din canale ca dintr-o fântână arteziană și a transformat străzile în râuri. Un localnic, cel mai probabil proprietarul uneia dintre mașini, încerca disperat să evite coliziunea între două autoturisme. Una dintre mașini era purtată de ape spre un alt automobil, dar din fericire omul a reușit să evite impactul fără incidente. Mai multe persoane au avut nevoie de intervenția pompierilor după ce au rămas blocați în trafic din cauza șuvoaielor. Apele au intrat în subsolurile blocurilor, beciuri, magazine și în piețe. Comercianții priveau îngroziți cum apa amenința să le ia tarabele cu totul. În județul Tulcea este în vigoare un cod galben de inundații valabil până în această noapte. Gătăci!